pornit. Gata. Și noi pornim. Dacă internetul a pornit, pornim și noi. Sigur, am găsit pe E1 și E2. Da? Și haideți să vedem cum găsim pe X și pentru mulțimea. Deci ce devine proprietatea de caracterizare după înlocuire? Da. E vorba de... Hai, 3x plus 7. Hai, începem să lucrăm. Doar îmi scot caietul. Deci... sus... Bine, 3, deci 3 supra 7 părțit la 9 supra 14 părțit la 9 supra 14, da? Plus 2 egal cu 3. X minus 3. Supra... Da. Supra... 7. Supra 7. Acum începem să o ducem. Acum folosim echivalent, da? Simbolul echivalent, pentru că o ducem pe egalitatea asta într-una echivalentă. Dacă ziceam egal, ar fi cam ciudat, că l-am confuzat. Că dacă deci, aveam un egal aici, deja. Dacă ziceam iarăși egal... Păi, când dacă zice egal, în loc de echivalent zic egal, înseamnă că aș lucra numai la x minus 3 pe 7. Da. Și ea, atât aș lucra. Dar dacă spune echivalent, începem de la început. Și membru stâng și membru drept. Deci egalitatea o preluăm și o ducem lucrând între timp și membru stâng și membru drept într-una care este cea de la început, echivalentă, păstrează X și C după care alergăm noi. Deci mai întâi facem împărțirea. Așa, deci mergem simultan, echivalent cu 3X, vorbește. Supra 7 ori 14 pe 9. Da. Plus 2. Plus 2. Egal x minus 3 pe 7. Corect. Deci, înainte de a face mulțiri, ne gândim la simplificări, da? Te rog. Da. Deci, aici la 14 va fi 2. De 7 cu 14, prin 7, așa vorbești. 7 prin 7, jos la numitor rămâne 1, nu? 7 împărțit la 7 face 1. Sus, 2. Perfect. Așa. Acum... Dacă mai avem simplificări. Nu știu, se poate 3x? Sigur că dacă e 3 ori x, e mulțirii. Nu-i 3 plus x. Ah, e 3 ori okay. X. Atunci... Simplificăm prin 3. Da. Aici va fi la 9, 3. Jos, deci la împărțire sub 9, 3 și în locul de 3, 1, da? Nu, 1, X? Da, 1 ori X. X a rămas, numai de număr ne-am ocupat. Numai pe 1, pe 3 l-am dat. Da. Putem să facem acum. Deci, echivalent cu 1 pe 1. Ei, 1 pe 1, x ori 2 și facem înmulțirea, ca să nu mai pierdem timp. Deci 1x ori 2, deci x ori 2. A, 2, 2x. 2x, Deci 2x supra... supra 3. Da. Plus 2 egal x minus 3 pe 7. Da. Echivalent cu? Echivalent cu... La ce visăm? Să scăpăm de doiul ăla? Doiul ăsta, dacă scăpăm, nu facem mare lucru, pentru că avem în dreapta fracției. A. Deci visăm, putem zice 2 pe 1, ca să surprindem tot ca o fracție. Atunci toate să aibă același numitor. Corect. Și atunci de la un capul la altul să aducem la același numitor. Și ne uităm la toți numitorii. 3, 1 și 7. Ok. Prima o mulțim cu 7. Da. Pe a doua cu 21. Bine. Și pe a treia cu 3. Pe a treia cu 3. Și devine. Și devine... o fracție. Da, devine o fracție. Care are numitor 21. Corect. Și 14. 14 ce? 14x. Așa, 14x, important. Plus 42. Da. Egal... scriem iarăși 21 jos? Nu, nu, e amplificat cu 3. Jos 21, corect. Ah, ok. Da. Și sus... Nu prea știu. Păi este 1 aici, subînțeles. Deci 3 ori 1x, 3x, nu? Ah. Că nu mai este pus 1, dar se subînțelege că e 1. Deci poate a fost 2x, acum e 3x. 3x. Deci 3 ori 1, 3x, da. Minus? Minus 3. Nu. Minus 9. 9, deci tot ce e la numărător se mulțește cu 3. E doar toată fracția am avut numitorul 7. Și am împărțit pe 21 la 7 și am amplificat cu 3 tot numărătorul. Toată expresia aceea. Deci ori 9, corect. Minus 9, că 3 ori 3, 9. Și acum avem, zi, vorbește tu. Avem același numitor. Da. Și cât urmează? Eliminăm numitorul, nu? Fiindcă fracțiile se vor egale și numitorul fiind egale, am reușit performanța. Acum jos va fi 1. Deci cât rămâne? 14x, nu? Hai. Deci echivalent. 14x plus 42 egal. Egal 3x minus 9. 3x minus 9. Vezi? Noi puteam trece peste etapa asta ca să scriem așa. Că ce rost a avut să mai scriu asta de aici? Când ne-am fixat ca obiectiv să avem același numitor și am reușit 21 și colo și colo, deodată mă zicem 7 ori 3, 14. Pentru prietenii noștri am făcut-o, dar de acum începem să mărim ritmul ca și ei să-și dea seama că am eliminat numitorul. Deci am eliminat numitorul în sensul că nu mai pierdem timp ca să scriem și asta. Deci eu tot timpul am lăsat așa de vreo 2 lecții, dar acum vreau să trec pe etapa asta ca să nu mai consumăm timp, ci pur și simplu e clar că când am eliminat numitorul, înseamnă că avem același numitor 21 și 21 Și nu mai are rost să mai scriu încă o dată. Și deodată zic 7 ori 2, 14x, plus 21 ori 2, 42, egal, cu 3x minus 9. Ai înțeles? Deci nu mai are rost și ei au înțeles și acum că de ce spun eu că nu mai are. De aici mă pot duce direct aici. Acum continuăm. Echivalent. Echivalent cu... Ca să fie X numai într-un singur membru. Din ambii membri ce facem? Minus X? Nu, scădem un 3X din ambii membri. Ah. Deci nu se poate X-ul. X-ul e legat cu 3, deși 3X. Noi nu avem, cum avem aici și 14 și de-al de X, din coace avem 3X. Și atunci scădem un 3X. Minus 3. Deci minus un 3X și devine. Minus și un 3X. Devine. 11X. 11X, da. Plus 42. Da, egal cu? Egal cu 9. Sau... Minus 9. Minus 9. Egal cu minus 9, sigur că da. Și acum... Scăpăm și de 42. Ok. Minus 42 din ambii membri. Deci minus 42 în ambii membri. Echivalent cu 11x. Da. Minus 51. Minus 51, corect. E un X egal cu, echivalent, cum spune, acum X egal cu, că am ajuns direct la X. Da? X egal cu... Minus 51 pe 11. Minus 51 pe 11. Ceea ce nu se poate. Ne întristează, de desubt adăugăm. Noi am cerut X-ul, ca să se vadă cum apare contradicția, X-ul din Z. Și din cele două, oricine vede că X-ul acesta pe care l-am cerut nu satisface condiția asta din număr întreg. Am zis eu că dă mulțime vidă. Deci rezultă clar că mulțimea mare... Am zis la început. Așa ai simțit, Gheșițiu, A egal cu mulțime vidă. Iată că am găsit mulțimea mare egal cu mulțime vidă. Dar nu puteam spune deodată, nu puteam să te cred că dă mulțimea vidă. Nu aveam niciun argument. Și abia după ce am lucrat cu atenție, am constatat că rezultatul este mulțimea vide. Deci, Măriuca, ce ți-a plăcut în exercițiul ăsta? Ce lucruri au fost repetate? Vreau să iei de la început exercițiul și să spui, iată aici, 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 aici au fost punctele tari. Hai să zicem, puncte tari, interesante. Chiar notează acum. Puncte, momente interesante. Momente interesante. Bine. Momente interesante în găsirea lui ea. La E1 a fost ușor. E1 nu te-a surprins deloc, am văzut. E2-ul ăsta. E2-ul. E2-ul. Care are fracții peste fracții peste fracții. Așa. Are două fracții într-o fracție. Deci, ăsta a fost momentul. Notează-ți-l. Spune, E2, da? A fost interesant. Nu am mai întâlnit așa ceva și a fost niște lucruri pe care le repetăm încă o dată acum. Deci E2-ul a fost momentul interesant, de acord? Și aici, ca să înțelegi bine, trebuie să respectăm semnele. Semnele se pun, notează, semnele se pun în dreptul liniei de fracții importante. Adică, dacă respectăm invers, de la semne ne dăm seama care e linia importantă. Deci ce ai zis? Deci semnele se pun, semnele se pun în dreptul liniei de fracție importante. În dreptul liniei de fracție, în dreptul liniei de fracție liniei de fracție importante. Adică, știi? Să nu se repete, că am crezut că ai zis semnele să pun. Deci, încă o dată, repet. Am înțeles, semnele se pun în dreptul liniei de fracție importante. Așa. În sensul că, dacă pe plusul ăsta l-aruncam așa, uite, nu respectam cum ți-am spus, puneam plus aici. Atunci, unul ăsta se înțelegea că se adună pe aici, de desubt. Și nu mă anunța că, practic, unul se adună la fracția asta, care a îngroșat-o. Deci dacă am fost foarte atent, am zis 1 plus și am pus imediat linia de fracție, încât pentru asta, linia de fracție care am îngroșat-o, numărătorul rămâne 3, iar numitorul devine ăsta de desubt. Vezi, asta e foarte important să înțelegem. Numitorul devine partea de desubt și care este 1 minus 1 pe 2. Deci, scrierea e foarte importantă. 1 minus 1 pe 2 este numitor. Și ăsta devine numărător. Deci, din scrierea corectă, îți dai seama care e numărător și care e numitor. Și acum ai mutat problema să calculezi numitorul întâi. Și ne-a dat cât numitorul ăsta, cât am calculat? Ne-a dat 1 pe 2, dacă ți-amintește. Stai. Din 1 minus 1 pe 2? Minus 1 minus 1 pe... Da, mi-a dat. 1 pe 2. 1 pe 2, da. Și a apărut 3 împărțit. Că doar linia de fracție înseamnă împărțire. 3 împărțit la 1 pe 2. Și iată cum am redus toate șmecheria asta la o împărțire, pe care tu știi să o faci. Că 3 poate fi privit ca 3 pe 1 și mulțim 3 pe 1 cu 2 pe 1. Vreau să spun că se strânge ca o armonie. Poate să fie o supraetajare deasupra. Dar o să insist imediat la un alt exemplu. E bine că ai notat acolo că asta ți-a creat probleme și o să încercăm prin exemple să lămurim aceste probleme, dar nu știam cum să... Cum să traduci lucrurile acelea, cum să vezi cu fracțiile acelea, care e importante, cine se împarte la care. Corect. Bun. Alt moment. Mergem mai departe. Alt moment important. După ce l-am găsit când ne-a dat 7, am finalizat. Am înlocuit unde crezi că ți-am mai apărut lucruri, de aici începând, de când am început ora acum. Unde crezi tu că ți-au mai apărut lucruri interesante? Cred că noutatea ar fost ideea asta de a elimina numitorul. Deci, ca să nu mai pierdem timp, pentru prima dată și-am făcut... Deja știm că noi trebuie să... Am făcut factor comp sau... Așa, știm că trebuie să ajungem la cele două fracții și nu mai are rost să mai pierdem așa tipul. Deci, de aici, direct aici ne ducem. Deci, notează acolo al doilea sau al treilea moment important, eliminarea numitorului, deodată. Deci, eliminarea numitorului, fără să mai ajungem la cele două fracții cu același numitor. Deci, Da? De aici, aici direct, eliminarea numitorului. Numitorului. Eliminarea numitorului. Da? De la un cap la altul, n-are rost să mai pierzi timpul, te-ai uitat, ai aflat numitorul, ai amplificat și fără să mai scrii fracțiile. Deodată scriem 14x, 7 ori 2, 14, plus 42, egal cu. Și încă un moment foarte important, uite, știi, noi puteam face deodată, pe 3x îl trecem dincoace de egal, uite, 3x-ul când l-am trecut dincoace de egal, se duce în minus 3x. Așa zice că sărim gardul, ăsta e gardul, egalul. Când sărim gardul, dintr-o parte în alta se schimbă semnul. Că așa, noi am zis că am scăzut pe 3x. Și din 14 scăzut 3, 14 scăzut 3, însemna cât? 11. Deci, și pe 42 putem face deodată. 42 se duce în partea asta altă, unde nu are termen liber, se cheamă. Și, termen liber? Da, termen liber, adică sunt termeni care nu au pe X. Deci 42 și 9 sunt numesc termeni liberi, fără necunoscută. Pe când 14X și 3X sunt termeni care conțin necunoscuta. Și atunci, următorul moment ăsta, așa zic, izolarea necunoscutei, da? Izolarea necunoscutei. Ca asta am făcut. 11, 14 scăzut 3 și notează-ți aici cu foarte mult... Deci al treilea moment, e al treilea ăsta sau care? E al treilea. Da, scrie. Izolarea necunoscutei. Izolarea necunoscutei. Necunoscutei. Și în paranteză spunem, trecem dintr-o parte în cealaltă cu semn schimbat. Asta e miezul problemei. Trecem dintr-o parte în alta. De ce? Trecem termenii dintr-o parte în alta. Trecem termenii dintr-o parte în alta a egalului. Deci trecem termenii dintr-o parte în alta a egalului. Trecem termen într-o parte în alta egalului, schimbând semnele. Da? Schimbând semnele. Deci obiectivul ăsta este, să izolezi necunoscuta. Și ca să faci asta, o faci simultan. Trecem termenii dintr-o parte în alta. Trecem termenii dintr-o parte în alta egalului. Schimbând semnele. Adică dacă el e cu plus, îl treci dincolo cu minus. Dacă este cu minus, îl treci în partea cealaltă cu plus. Da? Asta înseamnă că facem mișcarea asta. Acestea au fost trei momente importante. Am înțeles că de acum în calcule o să facem uz de ele pentru a mări ritmul de lucru. După ce am înțeles că scădem același lucru din ambii membri și nu știu ce... De acum, prietenii noștri au înțeles și îți discuți cu mama și cu tatăl, o să vezi că ei asta spuneau. Trecem, când îl trec pe 3x în partea stângă, vine minus 3x. Și când îl trec pe 42 în partea dreaptă, vine minus 42. Deci trecerea lui plus 42 în dreapta e minus 42. Dar motivul în intimitate este ăsta că am scăzut din ambii membri pe 42. Și cum aici era plus 42 și cu minus 42, a făcut 0. Deci aici se face 0 și 42 îl găsim în partea dreaptă sub formă de minus 42. Deci, pe scurt, nu reținem mecanic. Tu ai marele avantaj și prietenii noștri au marele avantaj că au înțeles ce înseamnă secretul ăsta că trecem dintr-o parte în alta cu sens schimbat. Nu-i mecanic. Că tu puteai să sari la mine dacă îți dădeam ca o definiție. Treci dintr-o parte în cealaltă cu sens schimbat. Dar cui eu vin în minte să treacă așa cu sens schimbat? Ce înseamnă asta? Nu? Tu te-ai obișnuit totdeauna să nu mai accepți așa niște lucruri mecanice, ci numai acele în care îți spun, se numește Maria. I-am purtat, îi dăm un nume. Că am zis, mulțimile le notăm cu litere mari. Așa am stabilit. Da? Mulțimile le notăm cu litere mari. Și atunci așa am stabilit. Punerea la un loc a elementelor a două mulțimi, am stabilit că folosim un anumit simbol, reuniunea. Pentru a aduna două elemente folosim simbolul acela, cruciulița. Înseamnă adunare. Și așa mai departe. Acele sunt simboluri care ne ajută și pe toți. E standard stabilitatea asta. Nu e numai între mine și tine, ci prin definiție așa s-a stabilit toată lumea și învățăm ce înseamnă adunare, ce înseamnă scădere. Așadar, am terminat aici momentele importante. Vezi, contează foarte mult, foarte mult, Măriu, ca să discutăm care au fost momentele importante, ca acele care încă nu sunt clare să le aprofundăm. Care sunt clare, mergem mai departe. Hai să ne ducem și la mulțimea B și până am să insist ca să terminăm aici cu operație și ne întoarcem la momentele importante pe care le-am descoperit și într-o parte și în cealaltă și să le aprofundăm. Te rog, cum propui tu să facem mulțimea B, să găsim mulțimea elementelor lui B? Întâi adunarea cred că trebuie făcută. Da. Tot miezul problemei aici este. Exact. Deci notăm E3. Să fac miezul în mulțime. Deci cu E3 cred că notăm și pe urmă găsim răspunsul, după ce găsim răspunsul, înlocuim și să vedem ce se întâmplă. Așadar, să calculăm 17. Nu, notăm E3 egal cu 17. Vorbește. Stai. Ok. E3 egal 17 plus 20, da. Plus 23, da. Plus 26, plus puncte, plus puncte, plus 92. 92. Poți să spui în fața la 92 cine s-ar afla? 95. Deci, în fața la 91, mai mic decât 91 cu 3. Am scris negreșeală aici, 92. 4. Dacă aici e 94, ar fi după. Dar vezi că ele vin în stânga, în dreapta. Deci mai puțin cu 3 față de 91 este aici. Prin puncte. 88. 88, sigur că da. Și mai în față cine crezi că ar fi? 85. 85, corect. Și plus și mai departe. Eu n-am vrut să mai scriu pe toți termenii, dar trebuia să zic 26, 29, 32 și așa mai departe, 35. Și tot îi puneam și tot puneam până când ajungeam la 91. Pe toți. Inclusiv pe 85, inclusiv pe 88. Însă am mai adăugat vreo 2 în față. Hai să scriu așa, să fii mai depărtați. Puncte. Parcă am zis 85 plus 88 plus 91. Bun. Cum facem adunarea asta? Dă-mi o idee. Cred că am una. Te rog. 17 putem să descompunem ca 3 ori 8 plus 1. 3 ori 8? 17. Da. Scrie descompus ca 3 ori cât? La împărțirea lor 17 la 3 cât îți dă? 3 ori 6. 18 face. Nu. Ar putea să fie cu minus 1? Sau nu, că, nu cred că merge. Când împărțim pe 17 la 3. Deci de 5 ori, de ce stai pe gânduri? 5 ori 3, 15, deci e clar că cel mai apropiat e 15. Vreau să văd dacă era una cu 16, dar nu e. Nu este. La mulțirea, nu, la împărțirea la 3 nu se poate. Deci vine 3 ori 5 plus 2, nu? Da. Plus 3 ori 5 plus 2. Plus mai departe. Plus... La 20 te rog să umble. Aici ai 3 ori 6. Corect. Plus 3 ori 6. Plus 2 din nou, da? Da. Plus următorul. 3 ori 7. 3 ori 7. Plus 2. 2. La 26. Plus 3 ori 8. Exact. 3 ori 8. Plus 2. Și așa mai departe. Plus puncte, puncte. Plus puncte. Și ne ducem la 85. Împărțim pe 85 la 3. Bine. 2. Hai, fă-ți cont. 2 ori 3, 6. Restul este... Restul este 2. Așa. 2. Coborăm pe 5, 25, 3 în 25. 3 în 25. 8. Avem rest 1. Așa, dar unde am oprit eu? La 92 am oprit ghișiți, nu la 91. Din păcate am scris prost acolo. Uite că aici în negheșiță este 92. 92. Așa că înapoi de la 92, 3 cât vine? 80 și cât? Corect este. Știi că așa spune. Plus, puncte, puncte, plus 92. Văd. Și dacă mă duc 3 înapoi de la 92, 92 scăzut 3, 89 și mai duc încă 3 înapoi de la 89, 86. 86. Deci noi acum ne ocupăm să împărțim pe 86, nu 85. 86 împărțit la 3. 2. Deci 2. 2 ori 3, 6, 2 rest. Da. Coborâm 6, 26 în 3. Deci 26 în 3 sau 3 în 26 de câte ori merge? Nu există o fracție egală. Nu. 3 ori cât? În tabla mulțirii foarte apropiat. De ce stai? Nu, este un pic debusolată. Hai să facem amândoi împărțirea. Deci a fost vorba de 86 împărțit la 3, da? Merge de 2 ori. Găsim câtul împărțit. 2 ori 3, 6. Hai. 2, coborăm pe 6. Da. Cel mai apropiat e ori 8. 8. 8 ori 3. 24. Da. Ne doresc 2. Și atunci cum se scrie 86 folosind teorema împărțirii cu rest? 86 se scrie ca fiind cât? Împărțitorul. Deci 3 ori 28 plus 2. Plus 2. Deci în loc de 86 pot să pun 3. Și asta îl scriu cu roșu că este același împărțitor peste tot. 3 ori 28 plus 2. Plus mai departe. – 89, cum îl scriem? – 29. – Deci 3 ori 29. Da, 3 ori 29. – Plus 2. Plus 2. Plus 30. Sau 3 ori 30. Așa, plus 3 ori 30. Plus... Dar contează cum scriu sau... Plus 3 ori 30, cum să scrii? 30 ori 30 ceva.